Proiectul muzical intitulat Pune mâna pe chitară, ajuns la Cluj-Napoca pentru a treia oară, a umplut Piața Unirii de acorduri pop, rock sau folk. De la an la an, evenimentul capătă notorietate și adună numeroși participanți. Anul acesta, numărul lor a depășit 500. Cu mare, chitariștii amatori sau profesioniști au cântat alături de Emeric Imre, Semnal M și Boschito. Este practic un concert, un spectacol al copiilor din toată țara care timp de un an de zile au învățat 16 piese folk rock ale unor artiști care au făcut istorie în muzica românească sau internațională și s-au întâlnit la Cluj să se bucure de treaba asta, să cântă împreună la chitară. Chiar dacă pentru mulți dintre participanți muzica este doar un hobby, aceștia s-au pregătit temeinic. Pentru acest eveniment m-am pregătit în ultimele o lună jumătate, cam așa, ultimele două luni. Îmi place chitară pentru că e distractiv și pot să particip la genul de evenimente. Particip de 3 ani la Guitar Meeting-uri și nu știu, mi se pare o experiență superbă. Ne bucurăm din tot sufletul că s-a pus pe picioare proiectul acesta, e benefic pentru tânăra generație. Sigur, o chitară într-o casă, în mâna unui copil, e un lucru mai bun decât un telefon. Constat cu mare plăcere că fiecare an care trece se mărește numărul celor care sunt interesați de acest lucru și mă bucur foarte mult. Deja sunt câțiva pe care îi cunosc care s-au lansat aici. Proiectul Pune mâna pe chitară a început acum 7 ani în Sibiu.